Legea aceasta a fost astăzi folosită la 7 luni distanță de când este în practică doar pentru Delta Dunării. Deci singurul loc în care a avut efecte și în care aceste teritorii au fost considerate pajiști brusc au fost doar în Delta Dunării. Au fost două firme care au înregistrat schimbarea în cadastru a terenurilor de la din delta, practic din zone umede, în pajiști. Două firme care vor câștiga peste 100 de milioane de euro din subvenții. Două firme legate de domnul Paul Stănescu sub o formă sau alta. Nu vreau să mai facem acuzații spre persoane. Noi nu facem politici spre persoane. Cred că avem nevoie de date, date care s-ar putea să ne confirme că legea este bună astăzi și ajută de fapt mult mai mulți beneficiari. Dați-mi o secundă, că am avut răspuns de la APIA, mi-a răspuns. Le-am solicitat să-mi spună câte cereri de plată sunt pe această lege și mi-au răspuns în felul următor. Există două cereri depuse pe palul de cultură în zona deltei Dunării. Nu vi se pare că este sfidător pentru orice român să vadă că un parlamentar care are putere în parlament își trece o lege, după aia accesează banii pentru cele două firme ale lui, nu mai este nicio altă firmă în România care accesează bani pentru chestia asta? Și noi ne gândim tehnic, încercăm să dăm studii și statistici de la minister, să vedem dacă nu care cumva mai există undeva un om care ar putea să acceseze, să spunem că era bună legea, că uite, mai există un om altundeva.